Am aflat și numele celei de-a doua finaliste din Cupa României. Săptămâna viitoare, la această oră, avem finala dintre Voluntari și Șepși. Șepși reușește să învingă de două ori în semifinale Universitatea Craiova. 2-1 acasă și 1-0 în deplasare. Foarte multe speranțe pentru cei de la Craiova. Acesta a rămăsese obiectivul primordial. Calificarea în finală și câștigarea trofeului. Din păcate pentru Universitatea Craiova, nimic în acest sezon, nici măcar în lupta pentru titlu până la final, nici măcar în lupta pentru cupă până la finală, rămâne obiectivul unui baraj pentru cupe europene. Suntem în aceeași formulă, de ce Bară Dulescu, Daniel Stanciu și Ionel Dănciulescu, și vorbim despre această semifinală pe care o câștigă Șepși și o aduce în finală pentru a doua oară în istorie în Cupa României. Danciu, a meritat Șepși victoria? Da, bine. Repriza a doua a fost cam la fel ceea ce s-a întâmplat și în, și în prima repriză. Craiova încercând să pătrundă prin apărarea destul de deasă a celor de la Șepși, dar până la urmă Șepși reușește să înscrie pe contraatac. Să vedem cum a fost și faza respectivă, că e posibil să fi fost un offside acolo. Dar una peste alta... Șepși se califica și fără gol. Se califica și fără gol. Îți aduce multă liniște să ai 1-0. Contează puțin în economia jocului, dar una peste alta s-au apărat destul de bine, au jucat foarte bine pe contraatac, au avut momente când au și suferit. Una peste alta spun că, punând așa per total cele două partide, cred că a meritat până la urmă să se califice. Ștefănescu. A fost un meci greu. Știam ce ne așteaptă aici. Mă bucur că am făcut față și mă bucur că am reușit să ne calificăm în final. V-ați calificat și datorită golurilor pe care tu le-ai înscris, nu numai astăzi, și în partida tur. Spune-ne astăzi, descrie-ne un pic faza golului, ai intrat acolo, nu te-a mai interesat nimic, obiectiv fix, gol. Da, așa este, am înscris și în tur și în retur. Mă bucur că am reușit să înscriu, mi-am ajutat echipa, dar cred că toată echipa a făcut un meci și în tur și în retur excelent și a meritat, zic eu, să ne calificăm. Despre acea fază, am luat mingea pe cont propriu și am finalizat. Ai simțit că ai forța asta la momentul când ai primit pasa de la Ganovici? Da, am simțit și de ce nu să trag la poartă, pentru că mi strănează să tragem la poartă când ajungem acolo. Spunea tot colegul tău mai devreme că știați că cei de la Craiova au avut un meci extrem de greu cu cei de la FCSB și știați că în repriza a doua nu vor fi atât de proaspeți. Asta a fost ideea, să-i așteptați un pic să... Știam, da. Știam că și ei au avut un meci greu. Și noi am avut cu Chindia un meci greu, pentru că trebuia să câștigăm și noi și am dat gol destul de târziu cu Chindia, minutul 70. Dar, cum am zis... am făcut un meci perfect, pot să zic. Aveți timp să vă bucurați? În seara asta și luni tot aici. Sperăm să câștigăm și luni. Vă vine să credeți că ați ajuns în finala cupei? Că ne uitam la început, parcă nimeni nu credea. Normal. Noi ne-am dorit să ajungem în finala cupei. Am mai ajuns și acum 2 ani. Sper de această dată să și câștigăm. Cum vezi tu această finală? O finală deschisă, pe un stadion nou, sper să fie plin și să ne bucurăm de fotbal. Cel mai bun să câștigi. Salvează un pic ratarea play-off-ului această finală de Cupa României? Eu așa zic, 100%, că dacă reușim să câștigăm cupa, salvează sezon. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. L-am ascultat pe Ștefănescu, dar am zis o prostie puțin mai devreme cu posibilitatea să-i fost offside din AU de poartă nou. Nu se ia în considerare. Așa că este valid golul celor de la Șepși, scuzele de rigoare. Da, l-am văzut pe Ștefănescu, cel care, iată, a marcat aici și își duce echipa în finală cu două goluri marcate în semifinale. De ce, Val? Păi, am văzut două echipe care chiar și-ar fi dorit treaba asta. Și două rețete, joace finala, și două rețete, una de succes, cea de la Șepși, pentru fotbal și manageriat, și cealaltă care merge din prost în mai prost în fiecare an, dacă ne uităm la Universitatea Craiova, da? Uitați-vă că o echipă sponsorizată de guvernul ungar, aici nu are nicio legătură cu politica, pentru că știm bine, banii se duc la partidul puterii aici și probabil că astea sunt influențele și la noi. Dar
Sunt niște bani care vin de la statul ungar și această poveste a lui Sepsi aproape să câștige un trofeu în România, da? Finala Cupei României. Și da, cred că șansa are 60-70% din punctul meu de vedere, după, dacă ne uităm la cele două echipe, da? Deci, avem de învățat sau nu din povestea asta? Domnul Rotaru are de învățat sau nu are de învățat? N-a câștigat în ultimii 3-4 ani un meci important în Liga 1. Dați-mi un exemplu. A câștigat o Cupa României, da? Două. Cupa României, da? Dar atunci când a fost nevoie ca suporterii să fie mulțumiți și împliniți, Craiova n-a putut să îi ajute în niciun fel, da? Hai să mergem să-l ascultăm și pe Robert Ilieș. A fost suspendat Cristiano Bergodi, îl ascultăm pe Ilieș. Concluzii după această calificare. Da, în primul rând, sunt incredibil de fericit pentru băieți, pentru că, cum am spus și înainte de meci, spiritul grupului, spiritul echipei, tot ce am făcut anul acesta este meritul lor. Deci au jucat ca o echipă, s-a dăruit pe teren, și-a dat viața, silința, deci este, până la urmă, este o victorie meritată din toate punctele de vedere. Cu atât mai meritorie cu cât Bergodi nu a fost pe bancă, nu? Da, normal, asta e nu greu să transmiți un pic din ce simți echipei de sus. Da, dar asta nu înseamnă că nu e munca lui. În primul rând este munca lui Mister, pentru că el a făcut primul 11, el antrenează, el a creat acest grup și noi suntem alături și la bine și la greu. Așa a fost să fie, să nu fie alături de noi, dar sperăm cât mai repede să vedem înapoi și să ne pregătim pentru finală. Faze lucrate acestea cu autul de poartă bătut de Nițui, direct pe vârf, a fost o deviere a lui Tudorie, Aganovici, da, mai departe. Da, nu vreau să intru în detalii concrete. Meciul până la urmă a fost la discreția noastră. Am avut și în prima repriză ocazie mare prin Aganovici, puteam intra în avantaj la pauză. După ce am ieșit, a pus presiune pe noi, ne-a băgat puțin în jumătatea noastră, dar am fost organizați, am regrupat, ne-am dublat unul pe celălalt și până la urmă, la un contraatac, am reușit și să marcăm golul victoriei. Bucurie mare în vestiar, cum este și normal după o calificare în cupă. Te întreb cum vezi tu situația acum, după aproape finalul sezonului. Fericiți cu ce ați reușit să realizați până în acest moment? Păi, încă nu pot să declar fericiți, pentru că mai este un hop. Deci mai avem și meciul cu Craiova. Vrem să terminăm pe locul 8. Deci asta e următorul meci, după care putem gândi și pentru finală. Pentru asta e important. Am scos echipe numai de prima ligă până în finală, așa că trebuie să câștigăm această cupă. Știți că puteți întâlni Craiova din nou la baraj. Știu. Depinde ce facem. Dacă reușim să câștigăm cupa, atunci sperăm să evităm și să rămânem direct în Conference League. Finala cu FC Voluntari pe Giulești, cum o vezi ca și duel, ca nu știu? Da, este o echipă care a meritat să intre în play-off, a avut rezultate foarte bune după venirea lui domnul Cebotariu și e o echipă destul de masivă în primul rând, au forță. Aici rămâne acum un meci, este un meci deschis, este o finală pe teren neutru. Mă și bucur că joc poate la a doua mea casă și sper să din tot sufletul ca acest oraș, de fapt, a Sfântul Gheorghe, merită din plin în ultimii ani ce a realizat în fotbal. Jucăm a doua finală în 3 ani de zile și eu zic că suntem obligați să-i facem și pe ei fericiți. Cum vă bucurați sau unde vă bucurați? Aveți timp să vă... Nu prea avem timp pentru că ne întoarcem acasă, facem două antrenamente și iar ne întoarcem pentru meciul din ultima etapă cu Craiova. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Robert Ilieș, bucuros că finala este în Giulești, a doua lui, da, casă, cum a mărturisit. Legat de meci, 11 metri pentru Sepsi, 11 metri pentru Craiova, din punctul meu de vedere. Reghecam n-a reușit nici atunci când a schimbat linia complet aproape, da? De la mijloc, da, în sus. N-a reușit să-l ghicească pe Bergodi. Bergodi a urmărit meciul din tribună. Asta a fost. Pe Ivan, că-l văd acum în imagini, nu l-am înțeles, a avut o șansă, putea să oprească mingea, da, când a încercat să farfecaia, a mai avut Vătejel un șut senzațional, incredibil, rar vezi și în Europa un asemenea șut, dar din păcate a fost, pentru Craiova a fost pe portar. Ivan s-a mai
S-a mai pricopsit cu un galben pentru că exact. Mai face un gest. Mai e, care gest a fost, bineînțeles, depășit. Că da. De menționat, cedează nervii așa pe final corect. De sezon. Ar mai depășit de bancul. Menționat șmecheria artificiului Aganović ca să nu joace... Ca să poată să joace în finală. Să joace finala, a luat un roșu direct și stă în campionat. Lucrul acesta s-a întâmplat și ieri, curaț. În partidele dintre FC Argeș și Voluntari, curat. Da, dar lucrurile astea se fac și, logic, normal, dacă îți permite regulamentul, trebuie să profiți de chestiunea asta. Da, în câteva momente îl vom asculta pe Laurențiu Reghecanf, care trebuie să... Dea niște explicații, să da. Explice cum a fost tratat și al doilea obiectiv al... clubului în acest sezon și ce mai rămâne de făcut pe acest final de sezon. Laurențiu Reghecanf. Bun găsit, domnule Reghecanf, supărare mare. Cum ați trăit? Supărare, dezamăgire. Am avut 3-4 ocazii foarte mari, nu am profitat de ele. Primim un gol foarte ușor. Mai mult mai luăm și cartonaș roșu pe o greșeală a lui Nicușor Bancu. Dezamăgitor. Nu știu de ce n-am putut să luăm cea mai bună decizie, de ce n-am putut să fim mult mai atenți în fața porții. Din păcate pentru noi o seară neagră. Mi-aduc aminte, înaintea meciului cu FCSB, spuneați că sunteți all-in și păreați extrem de implicat dumneavoastră în aceste două partide. Din păcate, nici șansa pentru locul 2, nici finala Cupei României nu a ieșit. Unde credeți că s-a greșit în primul rând? Nu s-a greșit nicăieri. Nu am fost profesionist, să spunem așa, în anumite momente. Am tratat cu ușurință anumite faze foarte bune de a marca. Faza de apărare, poate din relaxare, din frustrare, din cauza faptului că s-a ratat o ocazie mare acolo la Andrei Ivan. N-au tratat-o bine băieții și am primit un gol dintr-o degajare a portarului. Mult prea ușor. Și așa... Puteam să fim mai lucizi, puteam să fim mai conștienți de faptul că mai aveam la dispoziție și 10-15 minute, dacă mai erau, cu prelungiri cu tot, aveam șansă să marcăm. Dumneavoastră vă explicați cum Craiova în anumite meciuri defilează practic, iar meciurile cu presiune clachează, pentru că se întâmplă asta de ceva timp încoace, iar în acest play-off Craiova a lăsat senzația că este o echipă care... nu prea poate fi învins. Au venit însă aceste meciuri decisive și din nou... Ei, nu e vorba de meci decisiv și de faptul că nu avem jucători cu valoare. Avem. Chiar avem jucători de foarte mare valoare. Problema este că nu am fost inspirați în aceste două meciuri. Nu am avut inspirația necesară să marcăm un gol. Dacă stau să dau puțin înapoi... faza lui Andrei Ivan, dacă mai are de 20 de ori, probabil că de 20 de ori marchează. Vă referiți la faza premergătoare golului? Exact, din acea fază noi am primit gol. Da, da. E singur pe 5 metri, poți să o dai cu latul, poți să spreie mingea, poți să faci ceea ce vrei. E o decizie de moment și eu întotdeauna le-am dat jucătorilor această libertate să, în fața porții, să decide ei ceea ce trebuie să facă. Și întotdeauna le spun să aleagă soluția cea mai simplă, pentru că este cea mai bună. Vorbeați de cartonașul roșu al lui Nicușor Bancu. Astăzi un meci chiar de uitat pentru el, poate unul din cele mai slabe, greșește la gol și apoi gest grosolan. Cum îl vedeți dumneavoastră ca antrenor? Capul în piept și apoi mingea în cap îi dă adversarul. Dați seama că el a încercat pe tot parcursul meciului, a alergat foarte mult, a fost și multă presiune, nu este ceva de scuzat, adică nu pot să vin în fața noastră să-l scuz. Este destul de matur, este un jucător profesionist, este component al echipei naționale, este liderul nostru aici la echipă, deci gestul pe care l-a făcut nu este ok și sunt sigur că și el știe acest lucru. Vor fi măsuri drastice, domnule Reghecanf. Știu că nu vă place să vorbiți înainte, dar totuși urmează o pregătire a noului sezon, practic, mai ales că veți avea și un baraj. Urmează măsuri drastice, credeți, la această echipă după ce ați văzut în ultimele etape? Să terminăm acest final pe care noi ni l-am făcut dramatic. Din păcate, este numai vina noastră. Putea să se întâmple altfel, putea să fie cu totul altceva. Dar o să terminăm și după care o să facem analize. Împreună cu patronul echipei, cu oamenii care lucrează împreună cu noi, o să luăm anumite decizii. Mulțumim. Plăcere.